Data cu baza termocentrală Imintia, din această lună nu au mai fost prinse sumele necesare pentru asigurarea a ceea ce a mai rămas după închiderea activității, deoarece grupurile energetice de la Imintia au fost închise și scoase de sub conservare. Pe de altă parte, până la sfârșitul lunii martie trebuie să fie gata documentația pentru organizarea licitației publice, în urma căreia termocentrala Imintia va fi vândută. Există suspiciunea rezonabilă, spun sindicaliștii, că scoaterea grupurilor din conservare nu reprezintă altceva decât pregătirea lor pentru a fi tăiate și vândute la fier vechi. Nepăzită, până când va fi cumpărată, valoarea termocentralei scade automat, mai spun sindicaliștii.